Vă răspund imediat. Cu permisiunea dumneavoastră, în primul rând vreau să vă mulțumesc pentru faptul că sunt aici invitat, pentru că știu că Digi este acreditată de Reuters și de Oxford ca televiziunea de știri cu cea mai mare credibilitate. Și mi-amintesc cu plăcere, dar și cu mare entuziasm, când acum 10 ani, chiar dacă ați fost acreditați de CNA, nu ați fost pe grilă la UPC și la Telecom și v-ați bătut foarte mult ca să intrați în casele românilor, exact cum și eu doresc să intru în casele românilor pe poziție de independent. Și sigur ați fost foarte mult marginalizați până când ați reușit să rezolvați acest lucru. Și vă spun acest aspect, pe de o parte din punct de vedere al admirației și pe de altă parte că această marginalizare, sigur nu știu cum a fost înțeleasă de unii sau de alții, însă am înțeles că luni aveți o dezbaterea președinților, corect? Luni la ora 8 seara, unde eu nu am fost invitat. Sigur, sunteți apropo aici? De margini, pătiți? Sunteți aici. Sunt aici, dar vorbesc de luni seara când e dezbaterea președinților. Toată lumea vrea la Digi. Nu e vorba de asta, este vorba studiouri. De ce se întâmplă luni seara. Studiourile noastre adică au acolo sunt 8... Vedeți câte o studiu. Nu, categoric, dar sunt 8... Imediat, doar să termin ideea. Sunt 8 candidați, din care 3 cel puțin, pe baza sondajelor, bune sau nebune, nu știu, sunt bune, sunt false, nu contează, dar eu sunt cel puțin înaintea domnului Diaconescu, domnului Orma și domnului Hunor. Și sigur, întrebarea este cum sunt invitat astăzi aici, încă o dată îmi face plăcere și care este situația este de lui. Este o decizie editorială a Digi24, este o decizie luată în acord după discuții cu zecile de jurnaliști de aici, din redacție. Bun. Avem în spate deci, un trecut care ne recomandă trecutul, să luăm această decizie. De asta v-am și spus. Ideea este să învățăm de la trecut. Oricum, eu sunt... Un minut, jumate mai aveți și vrem să știm ce spuneți despre F-35.